Florin Câțu l-a demis pe ministrul Justiției Stelian Ion. Cererea de revocare a fost trimisă președintelui Klaus Iohannis. Lucian Bode va fi ministru interimar al Justiției. Viitorul ceas de la Apple vine cu întârziere. Bloomberg anunță că Apple Watch 7 nu va fi lansat luna aceasta din cauza unor dificultăți în procesul de producție. O femelă elefant din Sri Lanka a născut gemen pentru prima dată în ultimii 80 de ani, anunță cei din domeniul conservării faunei sălbatice. Simona Halep s-a calificat lejer în turul al treilea al turneului de la US Open, după ce a învins-o în două seturi pe slovaca Cristina Cuciova cu 6-3, 6-1. Iar sistemul de operare Windows 11 va fi disponibil din 5 octombrie. Aplicațiile de Android vor putea fi instalate abia peste câteva luni. Știi!